Robert, cum ți se pare CFR-ul? Bun, hai să spun ceva. Se va bate la titlu. Asta e clar, că se va bate la titlu cu șanse reale. Însă, așa ca o analiză, viitorul cum sună? Mulți jucători în vârstă, mulți jucători practic la final. Eu nu știu cât o să mai poată Deac să joace, care joacă foarte bine, dar nu știu cât o să mai poată. Iar Camora, fotbaliști Camora, chiar și Burcă, mi se pare, de 100 de ani acolo. Nu mai vorbesc, mă rog, Bordeanu, Hoban sunt pe bancă, Hoban mai intră din când în când, Bordeanu nu mai intră deloc. Adică, cum să zic, o echipă care practic jumătate din ea trebuie ramforsată. Bordea nu mai are cum să joace în fața lui Muhar, că tot Bordea și Adi nu mai are cum să joace în momentul ăsta. Cred că indiferent cine vine în momentul și când se accentează Muhar, tot Muhar joacă. Da, apropo. Da. Nu mai cine joacă vine, nici Bălgrădean în fața lui Scufe vreodată. Corect. Va avea o... Dan Petrescu va avea o misiune dificilă în caz că va rămâne din vară încolo. Mai are contract un an. Are contract, da, știi cum e. Dan Petrescu mai are un an, e ca și cum nu mai are deloc. Și nu poți să știi ce se întâmplă prin, nu știu, prin Arabia Saudită, poate prin Liga a doua, prin Anglia. E cumva, dacă vrei, în oglindă cam cu ceea ce se întâmplă la Rapid, unde te uiți, să, chiar dacă apărarea este foarte bună și joacă meci de meci, sunt trei jucători cu mare experiență, dar care sunt pe final de carieră. Săpunaru, Grigore și Junior Moraes, și așa se întâmplă și la CFR, unde a care, chiar dacă te va mai ajuta la anul, nu mai va avea continuitatea care a nu avut mai poți anul fizic, ăsta. Știi nu mai e. Poți. Da. Nu poți să joci meci de meci cum își dorește el, nu poți să joci 90 de minute. Camora în acea situație, Petrila va fi vândut și chiar dacă nu va fi vândut, nu va mai fi under. Și da, aici iar e o problemă pentru CFR, că văd că este printre echipele din care nu pregătesc niciodată, nu pregătesc, niciodată, nu pregătesc, adică ei stau, uite, m-am uitat aseară la... Atâta, care... Păi da, dar e unul. Doamne și ferește, se întâmplă Fica ceva cu... Și fac schema cu portarul, Sava și... Păi da, da, cu Sava când joci un meci decisiv sau prin play-off, nu prea-ți permiți, adică și Scufet și Șchiop... Dacă ar fi, parcă îți dă mai mare dacă siguranță. Dacă va rămâne și Scufe, că și cu Scufe sunt... Iar ăsta are evoluții, oferte de prin divizia a doua din Italia, da, am înțeles, Scufe. Acum e circulatio, Robert, acum apără, poate să apere lejer în prima ligă, pe undeva pe la jumatea clasamentului. La noi apără, și în Italia joacă, în prima ligă. Exact. Asta zic, adică da, ok, se vor bate, poate iau titlu... Eu să știi că nu cred că apără în Italia în prima ligă. Nu? Păi eu îi atrag la poartă. Cam așa e situația. Când o prind trag, nu ajunge mingea stilul meu până la noi la poartă. Și asta e adevărat, și asta e adevărat. Știi? Dar oricum, adică va trebui revoluționat lotul. Eu cred că ăsta e ultimul an cu generația asta formidabilă care a avut-o Clujul, în care vor domina fotbalul românesc. Și cred că anul ăsta tot ei vor câștiga campionatul cu lotul ăsta, dar la anul cred că fără investiții majore acolo, și mă refer la 3-4 jucători care pot juca titulari. Cred că vreo 5, cred că jumătate de echipă, ce să mai lungim? Dar nu pot să schimbe o jumătate de echipă, are dreptate, câte 3-4? Exact, 3-4 la următorul an, exact. Că nu pot să schimbe așa. Dacă schimbe așa, înseamnă... Bani din buzunar, și nu știu dacă mai vrea Neluțu Varga atâția bani din buzunar. Ce spune și Cristi, e foarte important cât va mai fi dispus patronul de acolo să crediteze clubul. Eu știu că nu prea mai e dispus, pentru că deja s-au băgat și așteaptă puțin să se gestioneze și să... Și probabil și așteaptă singur. Și vânzări, probabil așteaptă și participări, da, în cupele europene, adică să echilibreze cum, puțin cum se pare lotul lui CFR? Foarte acum bun din punctul meu de vedere, cu experiență, și o să vedem în play-off câte experiență au, pentru și că asta va conta. Prefer, de exemplu, să punem meciurile, o să ajungem în play-off. Și prefer un jucător cu experiență decât genul portarul de la Rapid care o gafează la 1-1. Știi, prefer mai mult un jucător cu experiență să câștigi campionatul. Exact asta face și Petrescu. Am binat jucători de experiență cu jucători noi, precum e Cranjnici, Ianga, care are tot experiență. Cu siguranță o să mai aducă jucători pentru la anul, dar deocamdată Petrescu se bazează să câștige campionatul cu acești jucători. Și o să câștige pentru a câștiga 7 ani la rând tot cu ei. Adică sunt foarte mulți acolo. Cum 7 ani? 6. Deci tu crezi că tot CFR-ul va lua titlul? Nu cred. Au un plus pentru valoare cu experiență. Au un plus
s-au bătut acești băieți la campionat de foarte multe ori și Petrescu chiar are încredere în ei. Chiar dacă Hoban nu joacă, da, a jucat, a fost momente în care a jucat. Chiar dacă Deac poate nu este, să spunem, fizic, nu mai duce 90 de minute, dar o să intre să joace, pentru că dacă joacă o repriză sau 60, face diferențe. Deci o să fie un play-off frumos. Echipa lui Dan Petrescu are multă experiență să se bată cu, la titlu încă o dată și au un atu foarte mare cu experiența care au. Da. Știi dacă și-a prelungit contractul Dan Petrescu? Nu știu. Păi și dacă nu și-l prelungește tot acolo. Ce?